început povestea brandului Dan Atanas? Păi cred că orice poveste începe ca o joacă până la urmă. A început, cred că, din ambiția mea de a face ceea ce mi-am dorit de mică, deși n-am absolvit oarecum prea multe școli de profil, dar am făcut Școala Populară de Arte și a început dintr-o joacă. Toată lumea are senzația că tot ceea ce fac eu este cu balerine. Nu este, am și colecții fără balerine, dar nu simt nevoia să promovez, pentru că simt că este deja o parte din mine, această balerină. Sunt, de fapt, eu, cred că, fiecare balerină de acolo. Brandul Siruna Mandu a luat naștere încă de când eram la facultate, la UNARTE. A început din pasiune. Am realizat prima dată proiecte pentru facultate, după care am mers mai departe pe partea de creație, am participat la târguri, am avut comenzi, am dezvoltat după aia mai mult brand. Care sunt sursele tale de inspirație? Ce te inspiră atunci când creezi o colecție? Cel mai mult mă inspiră ce văd în natură. Nu știu, poate să fie și un material care îmi place, o culoare, un accesoriu, poate să fie orice. The F-Factor este o poveste începută de prietenul meu Vlad. Ideea i-a aparținut lui. Iubitul, da, mai exact. Începutul a fost al lui și apoi a început să crească odată cu relația noastră. Ideea a fost că un tricou este mai mult decât un tricou, este o stare, este o emoție, e o bucurie, e un sentiment. Farmecul într-un cuplu, dincolo de pasiune și iubire, nu? E comunicarea, e simțul umorului, sunt replicile care au sens și de multe ori mi se întâmpla atunci când vorbeam să ne dăm o replică amuzantă sau haioasă, să ne rămână în minte și spuneam, băi, asta ar fi mișto de tricou, ar fi mișto să avem un tricou așa. Cum s-a dezvoltat brandul în timp? Cumva totul a pornit cu o mare amploare ultimele că 2-3 luni, când am dezvoltat foarte mult, foarte multe mesaje, site-ul, o platformă online care pentru afara țării. Ona Gali e cumva inspirat din numele meu și este o pasiune mult mai veche, care s-a concretizat în schimb anul acesta, după mulți ani de pregătire aplicată, aș zice. Se bazează mai mult pe ținute de zi, pentru doamne care se află în foarte multe instanțe de-a lungul zilei, pentru doamne care fac foarte multe lucruri de dimineață până seara. Designul este creativitatea mea. Mie îmi plac mult liniile arhitecturale, după cum se vede și aici, dar fără a pierde din feminitate. Și apoi țin foarte mult la calitatea țesăturilor, la finisaje. Cum a început povestea colecției Cernobâl? Povestea colecției Cernobâl a început acum 2 ani, cum am finisat studiile de licență. Eram pe tren și am început să citesc o carte, Dezastrul de la Cernobâl. M-a afectat foarte tare toate istoriile ce se întâmplau în cartea aia, vizualizam fiecare fragment în parte și am înțeles că vreau să fac o colecție care să fie o erupție de culoare, o erupție de radiație, de culori iradiante, forme mai ciudate, o colecție foarte tâmpită, foarte... Să fac, de fapt, o balanță între Uniunea Sovietică, ce a reprezenta un sistem, un regim, ceva concret, ceva făcut după regulă, și dezastrul de la Cernobâl, care ar fi o eroare în acea sistemă.